Da, mi-a zis. Da. O să vorbesc eu, da. Miau! Stai ce se aude în cameră. Sofia, cum tu ai adus psica aceasta de afară aici la noi în casă, dacă ea are purici și o să ne umplem toată familia de purici? Te rog, mama, hai să lăsăm. Du-o imediat afară să nu o văd în casă. Aude meunat în cameră. Sofia a adus o pisică de afară, din stradă. Am zis-o de afară. Da. Ia-mi stai, parcă mi se pare că ea se aude ceva. Te telefonez iar mai târziu. Ha, scuze. Iar ai adus pisica aceasta? Păi ți-am zis să o duci afară, Sofia. Eu nu glumesc, ea are purici. Precis că are purici și o să ne umplem cu toții. Mamă, hai să lăsăm. Ura, mă bucur că am lăsat-o. Într-adevăr, este foarte drăguță, micuța de ea. Sofia, bine că am lăsat-o. Este foarte frumoasă și foarte blândă această pisică. Sofia, dar îmi promiți că mâine mergem la veterinar să o vadă, să-i punem toate vaccinele și atunci o lăsăm la noi în casă. Să vedem dacă ea este sănătoasă, bine? Bine! Eu merg să aduc fuguța câte un ceai să bem, da? Ce zici? Da. Ce frumoasă este, mă bucur că am lăsat-o. Este foarte drăguță această pisicuță. Sofie, bine că ai adus-o acasă. Te bucuri? Da, eu tot mă bucur. Și eu mă bucur, chiar este foarte frumoasă. Foarte drăguță este. Purici! Purici! Ți-am zis eu că nu se poate de adus pisică de afară, Sofia.